dincolo de aparițiile mele pe scenă și așa, m-am considerat de multe ori o persoană pudică, eu. Acum, scena e scena, unele imagini, cel puțin în perioada aia, consideram că sunt cele mai importante și asta vindem publicului. Dintotdeauna am fost așa o persoană cu bun simț și, din păcate, am avut defectul ăsta. Mi-a fost foarte greu să zic nu. Îmi pun sufletul pe tavă prea des și prea ușor sau mi-l puneam. Vreau să cred că am învățat. A fost un episod destul de trist, despre care mie e greu așa să discut, pentru că a fost una dintre cumpănele vieții mele, aș vrea să spun, mai ales că deznodământul a fost unul tragic. Drumul este deja scris, iar eu nu am cum să mă pierd. A așezat liniștea între noi două, dar Andreea este un om pe care îl respect, este o femeie ambițioasă, este o femeie puternică. Fiind o persoană care dintotdeauna a muncit și dintotdeauna a avut alte preocupări, eu nu am fost vreodată fetița care să-și viseze rochia de mireasă. Îmi doresc lângă mine un om ca mine. Dacă e să fie, va fi. Dacă e să nu fie, eu sunt foarte bine cu Siena și Venice. Nu mi-a plăcut vreodată să pun lucrurile negative în față. Totdeauna mi-am dorit să găsesc soluția și nu neapărat să văd problema. Bună și bine v-am găsit la Fresh by Unica! Astăzi avem alături de noi o invitată care ne-a cucerit de la o vârstă fragedă, cu energie debordantă, dar și cu hiturile care au copleșit industria muzicală. Totodată a devenit o femeie înțeleaptă de-a lungul experiențelor pe care le-a avut și abia așteptăm să o cunoaștem mai în amănunt. Andreea Antonescu, te pup și mulțumesc frumos. Îți mulțumim frumos că ne-ai acceptat invitația. Cu drag. Ești foarte drăguță, chiar voiam să-ți spun că mă bucur că am stat așa puțin de vorbă înainte să deschidem camerele, că am descoperit o persoană foarte umană. Da, consider că fiecare este om, dincolo de statutul pe care îl are sau jobul pe care îl are, și mai mult decât atât, încă de când eram foarte micuță, eu fiind genul de persoană care îi plac provocările, mi s-a spus că cel mai greu lucru în viața asta este să știi să fii om. Exact. Și atunci am luat-o ca pe un motto și am încercat cât am putut de mult să nu uit acest lucru, că cel mai important în viață e să știi să fii om. Povestește-ne puțin despre experiențele tale pe care le-ai întâmpinat odată cu succesul fulminant pe care l-ai avut încă de la vârsta de 15 ani. Da, încă de când eram foarte micuță. Ce pot să spun? A fost una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții mele. A fost practic un vis împlinit și întotdeauna am considerat că trebuie să mulțumesc sau că nu am suficiente cuvinte astfel încât să mulțumesc publicului din România pentru faptul că a transformat visul fetiței de, exact cum discutam noi mai devreme, da, 2 ani, 3 ani, 5 ani, 10 ani în job. Și consider că am fost binecuvântată de Dumnezeu. Dar dincolo de binecuvântare, cum ai reușit să faci față presiunii? E foarte simplu, în momentul în care, sau e foarte simplu gândită la această vârstă a mea de 42 de ani, în momentul în care faci exact ce-ți dorești în viață și iubești ceea ce faci, consider că toate celelalte lucruri sunt detalii. De cele mai multe ori mi-a plăcut în anumite momente, care poate au fost mai obositoare, de ce să nu recunoaștem, să mă întorc la Andreea mică și să îmi amintesc cum stătea ea în sufragerie în Galați, în apartamentul părinților, și cum asculta la pick-up artiști mari ai vremii respective, cum ar fi Mirabela Dauer, cum ar fi Angela Similea, și cum visea așa cu ochii deschiși, sperând că într-o zi va ajunge și ea cântăreață. Mulțumesc lui Dumnezeu, ți-am zis, mă consider o persoană binecuvântată. Am avut ocazia de a cânta chiar pe aceeași scenă cu Mirabela Dauer. Și, cu idolii tăi, practic. Da. Și atunci am
mi-am promis că de fiecare dată când voi considera că trec, cel puțin din punct de vedere al carierei, prin momente sub presiune, prin momente mai grele, mai obositoare, mai dificile, să-mi amintesc cât de mult am visat să ajung în acel punct. Prima dată când am cântat într-un turneu în America cu Mirabella Dauer, eu urmam după dumneai pe scenă și când am auzit acordurile de la Potolul din Odaie sau Priviți privighetoarea cântă, spun că îmi curgeau lacrimile. Atât de important cred că este în anumite momente, atunci când ne simțim copleșiți, da, să ne întoarcem la copilul din noi, la dorințele lui arzătoare, la faptul că avea doar visuri și nu stătea vreodată să dea atenție lucrurilor negative care ar putea fi în jur. Dar totuși atunci erai micuță și știu că povesteai la un moment dat că îți făceai temele în mașină pentru că aveai concerte aproape zilnic. Cum puteai să gestionezi școala, concertele, viața artistică în perioada aceea? Condiția părinților mei pentru a participa la toate concertele, care într-adevăr erau foarte multe, era să nu lăsăm deoparte școala și să avem note bune la școală. Note bune însemnând 10. Și atunci, dorindu-mi atât de mult, pentru că mă încărca, eram copil și pe vremea aceea nu se discuta despre spiritualitate, nu se discuta despre univers, eram copil, dar simțeam acea energie pe care ți-o dă publicul, cu care te poți încărca, bucuria oamenilor la vederea ta, toate zâmbetele, toți ochii aceia care chiar plângi de bucurie în anumite momente. Toate acestea mă făceau să-mi doresc și mai mult, și mai mult. Chiar dacă de multe ori se întâmpla, eu știu, să avem concert la Oradea și tatăl meu să conducă toată noaptea înapoi spre Galați, ca eu la 7:30 să fiu în fața liceului sau în fața școlii. Erau pur și simplu detalii. Dorința mea de a fi pe scenă era mult mai mare decât, eu știu, câteva ore de somn în plus, să zicem. Dar la școală știu că te-ai confruntat cu bullying, o situație cu care foarte mulți elevi cred că s-au confruntat și la vremea respectivă și în actualitate. Cum făceai față criticilor colegilor în contextul în care tu erai vedetă? Da, eram vedetă, dar niciodată nu țineam cont de acest statut de vedetă. Întotdeauna m-am considerat, înainte de toate, un om normal. I-am mulțumit mereu lui Dumnezeu pentru faptul că am doi ochi, un nas, o gură, sunt sănătoasă, am toate degetele la mâini și la picioare, deci din punctul ăsta de vedere mi s-a părut că sunt absolut egală oricui din jurul meu. Nu m-am simțit vreodată mai cu un moț, nu am considerat vreodată că prin prisma faptului că oamenii ascultă muzica mea și vin la concerte ar trebui să am vreo atitudine față de profesori sau față de copii. Am fost și crescută în acest fel, mod și în această direcție. Și atunci, da, mă dureau anumite, de fapt, acest bullying venea prin prisma unor materiale care erau scrise de presă, colegi care veneau cu ziare și mi le aruncau, pe vremea aia aveam ziare. Și ce spuneau colegii? Pur și simplu citau ce era scris în acele materiale, diverse răutăți, iar eu mă duceam pe cât, uite, vezi cum ai zis tu, eram eu de Andrei Antonescu, ieșeam cu ziarele respective la tata, care mă aștepta de fiecare dată în fața liceului și l-a dus și l-a întors, și începeam să plâng. Iar tatăl meu, fiind un om înțelept și matur, încerca să-mi explice, eu copil fiind, că doar în copacul fără fructe nu se dă cu pietre și că atât timp cât se scrie înseamnă că e bine și publicitate negativă e de fapt tot publicitate și e de bine, lucruri pe care nu puteam să le înțeleg, dar având foarte mare încredere în el, încercam un pic să mai estompez durerea răutăților. Durerea răutăților, da. Și că ai menționat de părintele tău, știu că în cazul Andrei Bălan, tatăl ei era cel care manageria partea financiară și câștigurile. În cazul tău, cine te ajuta cumva să-ți pui câștigurile la o parte, să ți le gestionezi? Vorbind despre doi, mă rog, vorbesc în numele meu, vorbind despre o fată de 14-15 ani, uite, vezi și eu am pe Siena acum, care are aproape aceeași vârstă, mi se
părea și atunci și mi se pare și acum absolut normal ca părintele să fie cel care gestionează partea financiară, pentru că nu știu care ar putea fi viitorul sau nu vreau să mă gândesc, pentru că și la mine în familie și la mine micuța și frumoasa mea familie, eu cu cele două fetițe, la fel vreau să le implementez ideea că sunt mult mai multe lucruri importante, că viața este despre valori, despre bun simț, despre educație și nu despre lucrurile materiale. Nu sunt de acord și n-aș fi de acord ca în acest moment să-i dau sienei pentru o plimbare la mall, în care, apropo, și eu sunt în spatele ei cu cea mică, cu căruțul sau pe jos, să-i arunc o sumă mare de bani. Pentru că asta este, vreau eu să cred, diferența dintre un adult și un copil, da. Și diferența de experiență, de viață, de înțelepciune, de multe alte lucruri. Deci, practic, și părinții tăi erau cei care gestionau... Bineînțeles, tatăl era cel care gestiona și cel latura financiară. Cel care te și proteja și da. Gestiona. Da. Și așa mi se pare corect și așa mi se pare normal. Până la vârsta de 18 ani ai adunat câștiguri fundamentale, să spunem așa. Da. Cum ai investit banii respectivi? Până la vârsta de 18 ani se spune că au fost câștiguri foarte mari, așa. Despre care zic sincer că eu nu știam. Eu eram foarte mulțumită de faptul că, bineînțeles, întotdeauna la școală și pe scenă nu îmi lipsea absolut nimic, acasă, la fel, mulțumesc lui Dumnezeu, nu aveam lipsuri, de aproape niciun fel, la fel, mulțumesc lui Dumnezeu, încă de când am fost mică, mi s-a indoctrinat așa ideea că un om, o femeie, nu este neapărat despre aspectul fizic, este despre capacitatea ei de a se așeza la masă cu cineva și a purta o discuție, indiferent de nivelul discuției, exteriorul acesta al nostru pe care pe vremea aia știe toată lumea, poate tu nu, că ești mai micuță, dar era foarte sclipicios da, foarte strident. Ar fi doar o caroserie care trece. Important este ce se întâmplă dincolo de această caroserie. Așa, și ai spus că nu prea știai tu așa câți bani ai strâns. Da, eram bună la calculele matematice, dar îți zic sincer că nici Siena astăzi nu știe care sunt veniturile mamei. Consider că un copil trebuie să aibă o siguranță și trebuie să aibă bucuriile, fericirile mediului, dar nu cred eu, cel puțin, dar... că e esențial să se știe despre sume, că nu eu gestionam, nu eu mă duceam la piață, nu eu plăteam întreținerea, nu eu plăteam facturile, mi se pare că eu aveam locul meu foarte bine determinat și acolo în viețișoara mea mititică legată de școală și totodată muzică, eram un copil fericit. Dar la 18 ani tu ai plecat de acasă. Da. Nu? Te-ai mutat singurică? Da. Și cum ai făcut cu banii? Ai cerut tatălui, tată, mă mut, vreau să mă așez, a fost cumva, nu știu, o dorință ca să te arăți independentă după atâta muncă? Sub nicio formă, că repet, toată această muncă pentru mine a fost de fapt o pasiune și a fost un vis din copilărie. Nu, mi-am dorit să am început, cred, procesul acesta de autonomie autonomă asupra propriei vieți. Mi-am dorit să încep să mă descurc singură. Mi-am dorit să... și nu am stat să discut cu părinții mei și să negociem și să începem să facem calcule matematice legate de partea financiară. Uite, vezi, poate că încă de atunci... eram un pic altfel. Nu, am considerat că trebuie, n-am stat o secundă să mă gândesc că ar trebui să-l trag pe tatăl meu la răspundere sau pe mama mea la răspundere. Nu, am muncit, am
luat-o de la zero și mulțumesc lui Dumnezeu am ajuns astăzi unde sunt. A fost prima oară când am luat-o de la zero, dar încă o dată mulțumesc lui Dumnezeu. Doamne ajută. Sunt bine, da. Dar ei cum au acceptat ideea că fetița lor pleacă de acasă la 18 ani? Adică nici nu era o vârstă. Nu, a fost un episod destul de trist despre care mie e greu așa să discut, pentru că a fost una dintre cumpănele vieții mele, aș vrea să spun, mai ales că deznodământul a fost unul tragic. Tot evenimentul s-a terminat prin moartea tatălui meu. E un subiect despre care mi-este foarte greu să vorbesc, dar de-a lungul timpului am învățat un lucru pe care într-adevăr l-am citit într-o carte. Dar mi l-am asumat și am considerat că da, este real și se aplică în cazul tuturor, și anume că drumul este deja scris, iar eu nu am cum să mă pierd. Sunt anumite puncte prin care Universul, Dumnezeu, știu că trebuie să treci prin viață și atunci, indiferent de cum încerci tu să mai ocolești sau să au grijă să te întoarcă prin etapele și să te treacă prin etapele pe care consider că le-ai sărit la un moment dat sau consideră că le-au sărit. Asta este poziția ta acum, da. Ca o femeie înțeleaptă, trecută prin experiențe de viață. Dar la vârsta de 18 ani priveai lucrurile așa? Nu, la vârsta de 18 ani știam că sunt o persoană capabilă, știam că sunt o persoană care are valori și care a fost crescută într-un anumit fel. Mă bazam foarte mult pe mine, știam foarte clar că pot, fără probleme, să trec cu brio un examen de bacalaureat, chiar cu o notă cu care mă mândresc și astăzi. Nu că ar conta, dar măcar fetițelor mele să încerc să le dau acolo. Contează, eu cred că contează. Da, și cam atât. Îmi doream exact ca, uite că și tu ești femeie astăzi, dar în momentul în care aveam 12, 13, 14 ani, ne doream să fim mari. Da. Pentru că în momentul în care ești mare, poți să faci orice. Da. Și nu de multe ori, cred, cel puțin mie, mi se întâmplă să-mi doresc să fiu din nou acolo, mică. Da, știi? Sub protecția părinților. Da, da, și nu neapărat. Când ești mic, n-ai griji. Viața e exact. Este viața, da, da, eu mă uit la Venice. Totul este o joacă. Papa, trebuie să avem papa non-stop, să mâncăm și în rest ne jucăm, indiferent de, nu știu, că ne jucăm și încercăm să punem niște puzzle-uri în niște forme sau încercăm să sărim în niște băltuțe după ploaie sau e o joacă. Da. O joacă. La vârsta de 18 ani s-au întâmplat foarte multe în viața ta, printre care și un pictorial în Playboy. Cred că aveam un pic mai mult. Aveai puțin mai mult? Cred. Nu mai amintesc exact, dar eu știu că așa am citit la 18 ani și mai știu că ai câștigat 30.000 de euro, da. Una dintre cele mai mari sume, dacă chiar cea nu mai cea mai mare sumă, da. Care cumva a surclasat suma primită de Nicoleta Luciu și de Loredana Groza. Da. De ce ai pozat? Cum? Știu că ai fost, nu influențată, cumva ghidată de Dan Capatos, dacă nu mă înșel. Oh, da. Dan mi-era prieten foarte apropiat și vreau să cred că suntem prieteni în continuare. Și ne vizitam, el și Monica veneau foarte des pe la noi și, într-adevăr, episodul cu Playboy începuse încă de pe vremea când eu aveam 17 ani, doar că era negociat de tatăl meu și, ulterior, când am devenit majoră, au venit la mine toate aceste discuții. Domnul Dan Boierescu mă tot contacta lunar. Să nu exagerez să zic că o dată la două săptămâni, dar așa. Lunar, pentru a poza. Și e un episod așa haios, eu având multă încredere în Dan și în Monica, soția lui. El tot încerca să-mi inducă ideea asta de Playboy, că la urma urmei este o revistă importantă și că am cu ce să mă laud și că în viața unui artist se poate întâmpla o dată în viață și un episod de acest gen. Și din totdeauna am fost așa o persoană cu bun simț și din păcate am avut defectul ăsta, mi-a fost foarte greu să zic nu. Și fiind vorba de el, care mi-era foarte apropiat și mai ales abia se mutase în redacția Playboy, el venind din
din partea de criminalistică a presei, fiind toți trei într-o zi mai relaxați, am zis, hai măi Dan, că-ți dau o sumă. Până atunci nu spusesem, nu cerusem, nici măcar nu mă gândisem, pentru că eu nu voiam să pozez. Și m-am gândit așa, dacă Loredana Groza, din ce am auzit și eu, a luat 10.000 de euro, vin eu și le cer 30.000 și sigur nu mă refuză. Da. Și atunci eram atât de încrezătoare și atât de sigură pe mine și am zis, uite, știi ceva? Asta-i suma. Dan a fost încântat de idee, eu am fost ferm convinsă că nu se va întâmpla așa ceva. Iar a doua zi m-a sunat domnul Dan Silviu Boierescu spunându-mi, Andreea, când ai timp să vii să semnăm contractul și să facem shooting-uri, domnul Boierescu? Cred că n-ați înțeles suma pe care v-am cerut-o. Da, am înțeles-o. Este ok. Când vii să-l semnezi? Și în momentul ăla a ieșit Andreea cea reală, cu foarte multe temeri, cu foarte multe gânduri, foarte, știi, fiind zodia Fecioarei, eu gândesc și gândesc, da, și cunosc. Gândesc. Și au venit toate asupra mea, mi-am dat seama că îmi dădusem un cuvânt, cuvântul întotdeauna pentru mine a fost cel mai important și am zis, asta e, mergem mai departe. Și să înțeleg că dacă cumva tu nu ți-ai fi dorit neapărat să pozezi în Playboy. Nu. Deci pentru că dincolo de aparițiile mele pe scenă și așa, m-am considerat de multe ori o persoană pudică, eu. Acum, scena e scena, unele imagini, cel puțin în perioada aia, consideram că sunt cele mai importante și asta vinde în publicului. Mulțumesc lui Dumnezeu, mi s-a demonstrat că publicul este unul inteligent și publicul apreciază întotdeauna autenticitatea și publicul vede dincolo de imagine și de lungimea părului tău și de sclipirea din ochii tăi și de decolteul pe care l-ai sau nu, exact. Și de lungimea picioarelor și da, publicul și este cel care. Mama ta cum a reacționat în momentul în care ai pozat? Mama a fost foarte încântată. Da? Da, nu cu mama au fost probleme, cu fratele meu au fost probleme. Păi de ce? Fratele meu era mai micuț și este mai micuț cu 3 ani. El era încă în liceu și a fost tare încântat de faptul că revista se lansa pe perioada vacanței de vară. Așa. Și a zis că va pleca din București toată vacanța, chiar cred că prin luna iunie s-a lansat și va merge în Galați. Pentru că în Galați va fi safe. El într-adevăr a mers în Galați și în momentul în care a mers în Galați, toți prietenii și toți amicii din fața blocului aveau această revistă cumpărată, pentru că dincolo de faptul că a fost cea mai mare sumă încasată, a fost și, hai să zic, una dintre cele mai bine vândute reviste. Pentru că apăreai tu în ea. Da. Acum... Nu știu. Și ce ai făcut cu suma de 30.000 de... Ei, și eu, ca adolescenții de 18-19 ani. I-ai investit cumva? Nu i-am investit. I-am. Banii se cheltuie. Da, corect. Dacă nu știi să-i gestionezi și ajungem exact la aceeași idee. Când ești copil, nu ești la fel de înțelept ca atunci când trec anii peste tine. Dar iar banii se cheltuiesc foarte repede, nu? Nu m-a întrebat că nu vreau să-ți răspund, pentru că răspunsul este afirmativ. Cred că al tuturor. Da. Dar în perioada aceea aveai prieteni? Da, întotdeauna am avut pe lângă mine câțiva oameni aproape de sufletul meu, oameni pe care am contat și contez, oameni pe care dacă i-aș suna la orice oră, ar fi lângă mine la orice oră și, bineînțeles, reciproca este valabilă, da. Dar aș vrea să cred că... Aș vrea să cred că de cele mai multe ori am știut să-mi aleg oamenii, nu de fiecare dată. Da, ca în viața fiecărui om. Da, îmi pun sufletul pe tavă prea des și prea ușor sau mi-l puneam. Vreau să cred că am învățat.
crezi-o? Nu, dar vreau să cred. Dar printre persoanele care ți-au fost alături, s-a numărat și Andreea Bălan, dat fiind că ea a fost o prezență constantă în viața ta, o perioadă destul de îndelungată. Da. Și noi... în momentul în care ți l-ai pierdut pe tatăl tău, la fel, ea și familia ei au fost alături de tine? În momentele importante ale vieților noastre, noi am fost una lângă cealaltă și ne-am susținut și am fost aproape și... vreau să cred că ne-am ajutat reciproc. Vorbești la trecut? Nu, întotdeauna au fost perioade mai dar, în care am vorbit și perioade în care s-a așezat liniștea între noi două. Actualmente care este relația între voi s-a două? S-a așezat liniștea între noi două, dar Andreea este un om pe care îl respect, este o femeie ambițioasă, este o femeie puternică, este o femeie independentă. Întotdeauna, din partea mea, veți auzi numai cuvinte de laudă de la adresa ei. Este și nu normal. Pentru că așa dă bine, ci pentru că, sincer, chiar astea sunt sentimentele. De ce nu ai fost prezentă la concertul Andrei Bălan de la Sala Palatului? Așa a considerat ea. Atât? Îmi poți spune despre asta? Mai mult nu e despre mine. Așa a considerat ea. Dar cum a fost experiența pentru amândouă la America Express? Pentru oricine este o experiență wow. Și dacă până în acel moment am mai participat la reality show-uri, într-adevăr, America Express mi se pare una dintre cele mai frumoase experiențe ale vieții. Un reality care te scoate din zona de confort, un reality în care intri într-un anumit fel și ești de 1000 de ori mai puternic, mai descurcăreț, mai realist și vreau eu să cred cu și mai multe principii de viață și valori. Și crezi că dacă ai fi participat cu altcineva și nu cu Andreea Bălan, ai fi luat locul 1? Consider că o condiție importantă de a participa, și uite, ăsta e un tips pe care îl dau viitorilor concurenți, trebuie să participi alături de o persoană pe care o cunoști foarte bine și cu care ai o chimie foarte bună. Singurele persoane cu care a și participat ar fi fost ea și fratele meu. Nu știu dacă aș fi participat, de exemplu, cu Răzvan, dacă am fi făcut o figură mai frumoasă, dar pot să spun că tot ce s-a întâmplat acolo și toate experiențele prin care am trecut acolo m-au schimbat mult. Eu sunt mulțumită și cu locul 2, consider că da, indubitabil, chiar și oamenii care mă opresc pe stradă și îmi spun, voi trebuia să câștigați. Borda și Cortea au meritat pe deplin, pe deplin. Au fost cu o secundă mai buni. Că ai menționat de fratele tău, Răzvan. Care este relația între voi doi? Chiar dacă el este fratele Andrei Antonescu, el e foarte... se ferește foarte mult de lumina reflectoarelor. Nu vrea să apară așa în viața publică. Spune-ne tu mai multe despre el. Da, el chiar nu vrea să apară. Deși a fost invitat de mai multe ori și deși din punctul meu de vedere, e un om care poate fi un exemplu de viață pentru mulți, e mai discret, e mai retras, deși e foarte jovial și stăpân pe el în cadre mai familiale. E o persoană destul de timidă. E independent, conduce un business și o face foarte bine. E un exemplu, vreau eu să spun, din punct de vedere al stilului de viață sănătos. E o persoană foarte ambițioasă, este genul de om care la 6 dimineața este în sala de fitness și așa și închide și ziua. Este o persoană disciplinată. Este o persoană foarte disciplinată. Dar da. Ai menționat de episodul Playboy că el a fost cel care a comentat împotriva da. Acestui lucru. Se mai întâmplă așa în aparițiile tale publice el să comenteze, să spună n-a fost bine ce ai zis, n-a fost bine cum te-ai îmbrăcat, cum te-ai prezentat? În ultima perioadă nu, pentru că și în mine s-au întâmplat niște schimbări, dar analizând așa la rece, de-a lungul timpului, cred că a fost cel mai
a fost prima persoană care venea de fiecare dată și îmi spunea că din punctul ăsta ai fost bine, dar din punctul ăsta de vedere mai ai de lucrat. Deci... A fost destul de aspru cu sora lui mai mare. Paradoxal. Da. Dar tu, tu cum ești cu el? Ești la fel foarte protectiv, îi atrage atenția atunci când greșește? Sau mai puțin? Eu încerc. Chiar zilele trecute aveam o discuție cu el când a venit la noi și îmi spunea că el a realizat că indiferent de situațiile prin care și el a trecut, că vorba aia suntem oameni și cu toții. Avem și momente mai bune și momente mai puțin bune. Eu am fost acolo lângă el și i-am luat apărarea indiferent de circumstanțe și dincolo de faptul că poate de multe ori n-a avut dreptate, între patru ochi, într-adevăr, încercam să discut cu el și să-i spun punctul meu de vedere, dar este fratele meu și așa va rămâne și e absolut normal să fiu lângă el, indiferent de deciziile pe care le ia și indiferent de acțiunile pe care le face. Reciproca nu a fost valabilă, dar vorba aceea... în această viață vrem să învățăm și să ne perfecționăm și să ajungem într-un final, zic eu, cea mai bună variantă a noastră. Și hai să trecem puțin la viața ta amoroasă, că am vorbit despre familie, despre... ai început bine! Povestește-ne puțin, ai declarat la un moment dat că niciodată căsătoria nu a fost pentru tine un lucru fundamental. De ce? Așa este, pentru că din totdeauna, sau mică fiind, nu am visat vreodată, eu n-am zis că nu vreau să mă căsătoresc vreodată, nu. Pe de o parte am crezut în acea poveste cu persoana pe care o găsești și care este de la început și până la final, dar fiind o persoană care din totdeauna a muncit și din totdeauna a avut alte preocupări, eu nu am fost vreodată fetița care să-și viseze rochia de mireasă sau să-și viseze ziua nunții sau să-și viseze petrecerea în sine. Nu m-am focusat pe așa ceva. Nu a fost pentru mine un țel încă de când eram micuță. Ajungând la o anumită vârstă, da, mi-am dat seama că viața este și despre o familie, iar o familie înseamnă și căsătoria propriu-zisă. Și te-ai căsătorit cu Traian. Da. Și ai spus la un moment dat că te-ai căsătorit așa... la mișto, să spunem între ghilimele, că ai acceptat cererea în căsătorie, dar nu pentru că ai fi vrut tu, ci pentru el. Da, nu neapărat pentru el și pentru că n-aș fi vrut eu. Totuși, în momentul în care Traian a îngenunchiat și mi-a dat inelul de logodnă în Disneyland, coincida cu 6 ani de relație care erau între noi. Traian este un om tare bun și e un om... sincer și devotat și foarte sensibil și a fost întotdeauna alături de mine. Doar că, deși nu mă gândisem la o cerere din căsătorie, în căsătorie, a fost luat așa prin surprindere și mă gândeam că poate mi-aș fi imaginat-o altfel. Da, știu, face parte din capitolul ce-și doresc femeile, nu vom afla niciodată. Și tu cum ți-ai fi dorit cererea în căsătorie? Nu-mi dau seama, nu m-am gândit în continuare, dar eu am apreciat mult. El știa că pentru mine Disneyland-ul este cel mai frumos loc de pe fața pământului, dar mă gândesc că mi-ar fi plăcut să fie făcută într-un cadru în care să fim doar noi doi. Știi, de-a lungul timpului, teoretic, viața mea este pe prima pagină și este în prim plan, dar, de fapt, viața mea, a omului Andreea, este, se desfășoară unde se închide ușa la mine acasă. Și nu-mi place și nu mi-a plăcut să... Da, arăt și pe paginile de social media, dar arăt un anumit segment, atât cât mi se pare decent și frumos. Nu vreau să fie... foarte mulți oameni martori, știi? Deci, cât de mult îmi deschid eu sufletul și cum... Ți-ai fi dorit un context mai discret. Da, da. Nu-l pot acuza, pentru că, repet, el știa clar că întotdeauna am văzut cea mai fericită în Disneyland. Asta pentru că nu ai apucat să-ți trăiești copilăria? Nu neapărat, pentru că întotdeauna am fost fană Mickey și Minnie. Încă de pe vremea când în România nu se difuzau la televizor
Și mi-au plăcut, nu știu, venise de afară o revistă, mi-a adusesere cineva și i-am văzut pe Mickey și pe Minnie și m-am îndrăgostit. Și am, repet, nu erau desene la televizor, dar mi se părea așa toată viața lor și culorile lor și atitudinea lor și debordantă și mi se păreau tare interesante și recunosc că le-am indus așa și fetițelor mele și Siena când era micuță și acum și lui Venice și lui Venice îi plac și mine și Mickey. Ea a avut ocazia să-i și vadă în vacanța pe care am avut-o în America pentru că am dus-o în Disneyland și vreau să mai mergem în continuare și plac și ei foarte mult și facem facem dansul hot dog, îl știi? Nu. Cum începe dansul hot dog, veniți vine și mă ia de mânuțe și e cel cu piciorușele hot așa. Dog, hot dog, hot diggity dog. Se vede că n-ai copii. Spun eu că cei care ne urmăresc și au copii știu exact la ce mă refer. Da, și e așa, ca un fel de tradiție. De fiecare dată când ajungi acolo, nu poți să mai fii adult. Da. Ești copil. Copilăria mea a fost despre Mickey și Minnie. Și... foarte drăguț. Da. O să mergem puțin mai încolo la da. Activitățile pe care le faci cu fiicele tale pentru că suntem curioase. Da. Curioși, curioasă, cum vrei tu. Voiam să revenim puțin la nuntă. Cum arăta nunta dintre tine și Traian? Nu a existat o nuntă. Nu? Nu, nu a existat. A fost doar o cununie civilă. Uh-huh. Nu a existat o nuntă pentru că timpul trece și trece foarte repede și dacă nu-ți planifici anumite lucruri, trec anii de la sine și nu mai simți nevoia. E un rochie de mireasă, am fost de câteva ori prin prisma unor shooting-uri pe care le-am făcut, am fost și copertă la o revistă, n-a existat, ne-am băgat foarte mult în viața cotidiană și n-am bifat anumite momente. Și el nu și-a dorit o ceremonie în care să te vadă în rochia de mireasă, să mergeți amândoi la altar, ceva așa romantic? Nu știu. Cred că da, cred că da. Dar la fel n-am stat la o masă să spunem, gata, plănuim nunta, așa cum o fac toți oamenii. Nu, totdeauna am avut alte priorități, că au fost mai importante decât nunta propriu-zisă, n-aș putea să-ți spun. Dar așa am considerat atunci. De la divorț până în prezent, ai mai avut câteva relații amoroase care n-au avut neapărat un deznodământ fericit. Din păcate. Ce ar trebui să aibă viitorul partener al Andrei Antonescu sau ești cu cineva? Ar trebui să fie un om de bun simț. Ar trebui să fie un om care să respecte relația, alături de care să pot să cresc, să mă dezvolt, care să înțeleagă ce înseamnă într-adevăr familia, care să știe că în momentul în care ești în familie sunt și momente bune și momente mai puțin bune, dar să lupți pentru a rămâne acolo. Cel puțin asta a reprezentat familia când eram noi mici și da, poate că încăpățânez eu să cred că despre asta este familia și astăzi. Nu mă simt stresată sau, eu știu, nerăbdătoare să intre cineva în viața mea pentru simplu fapt că știu că are Dumnezeu grijă de ele. Sau Universul, cum vrei tu, depinde de ce latură vrei să... Așa cum sunt eu cu fetițele mele acum, suntem foarte bine. Și nu o spun de dragul de a lăsa o impresie. Te-ai gândit vreodată că poate nu o să găsești bărbatul care să se ridice la nivelul așteptărilor tale și s-ar putea să rămâi singură? Te-ai gândit vreodată la acest aspect? Da, m-am gândit la faptul că e posibil să rămân și singură și asta, da, prin prisma faptului că am anumite pretenții. Și consider că sunt niște pretenții normale și de bun simț și îmi doresc lângă mine un om ca mine. Dacă e să fie, va fi. Dacă e să nu fie, eu sunt foarte bine cu Siena și Venice. Cum este să fii mama unei adolescente și mama unui bebeluș? Că este totuși o diferență
mare de vârstă între ele două și presupun că și experiența ta de viață te-a schimbat acum în ceea ce privește creșterea micuței. Da. Lângă Siena n-am stat secundă de secundă și a fost cel mai mare regret al vieții mele. De ce? De departe. Pentru că... De ce a fost cel mai mare regret? Nu, de ce nu ai de stat? De ce n-am stat? Pentru că Siena a fost în Galați cu mama. Într-adevăr, săptămânal mergeam acolo câte 3-4 zile și stăteam cu ele. Dar pur și simplu așa am considerat că este mai bine pentru ea. Mama fiind cadru didactic acolo, avea într-adevăr un program mult mai bine determinat decât al meu, fiind în această industrie. Repet, este cel mai mare regret al vieții mele. Nu am de gând să mai fac același lucru cu Venice, nici măcar cu Siena. Și Siena s-a mutat în România de un an alături de noi două. Și atunci îmi doresc să fiu lângă ele și sunt lângă ele non-stop. Împreună cu ele fac absolut orice, fac totul, de la, nu știu, a o lua pe Siena de la școală, a o duce pe Siena de la școală, Venice este cu mine în permanență, ieșim în parc, încerc să găsesc un parc în care găsesc și un loc de joacă pentru Venice, în care sunt și două, trei leagăne pentru Siena, dacă Siena își dorește să meargă într-un mall, să se întâlnească cu prietenii, atunci eu și Venice suntem pe urmele ei, indiferent de orice. Aș spune că e dificil, dar pe de altă parte mi-am și dorit foarte mult să trăiesc ce trăiesc în acest moment. Și dacă am decis să pun cam totul pe stop, deși mi s-a spus la un moment dat, dar tu ce ai de gând, că ai senzația că acești copii îți vor face statuie? Nu, Doamne ferește, departe de că de ce nu ți le faci viața, departe de mine gândul ăsta, dar nici nu mi-aș dori vreo statuie sau cel puțin din partea copiilor mei, dar este ceea ce simt. Și dacă asta simt, asta fac. Am învățat să-mi ascult instinctele mult mai bine, dincolo de evenimentele care se întâmplă în jur sau oamenii care intervin în viața ta cu doleanțe și... Și nu ți-a fost sau nu ți este greu în postura de mamă singură să ai grijă de două fetițe? Chiar vorbeam cu Ana Roman și îi spuneam la un moment dat că am citit undeva că există o statistică ce arată că până în 2035, ceva de genul, numărul mamelor singure se va dubla sau tripla. Chiar. Aștept. Și atunci nu ți este greu? Nu ai momente în care te simți, nu știu, poate presată, că ești singură, că nu ai un ajutor de nădejde, că ai două fetițe și cu o discrepanță destul de mare de vârstă între ele? Da, așa este. Mamele știu și în special mamele singure știu că e greu cu un copil, e și mai greu cu doi copii. Dar atât timp cât am conștientizat că în acest moment sunt în acest punct al vieții mele și Dumnezeu mă vrea aici, este cazul să fac ce mai frumos din toată această situație. Și atunci nu-mi place și nu mi-a plăcut vreodată să pun lucrurile negative în față. Totdeauna mi-am dorit să găsesc soluția și nu neapărat să văd problema. Și poate că de-a lungul timpului mi-am și dezvoltat creierul în acest mod. Nu mă plâng. Trăiesc exact ce mi-am dorit. Mă simt binecuvântată pentru faptul că Venice, cel puțin, este dependentă de mine. Dependentă. Chiar și acum două zile eram în casă, ea era în zona de living, eu eram în zona de bucătărie și avem așa livingul deschis. Și se juca cu jucărelele ei, eu îi pregăteam ceva de mâncare și la un moment dat a realizat că nu sunt lângă ea. Și a început să strige, mami, mami. Dar n-am mai stat să dea o tură de casă și să mă găsească. A început efectiv să fugă, strigând, mami, 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 mami. A trecut în toată alergătura ei de două ori pe lângă mine fără să mă vadă, dar era absolut înnebunită de faptul că unde-i mami, deși ea știe că mami este în permanență acolo. Și m-am amuzat. Adică oricât ar fi de greu în anumite momente, n-au cum să nu te măgulească și să nu-ți crească sufletul de bucurie clipele astea. Și la fel,
cel mai liniștitor și cel mai frumos sentiment pe care îl trăiesc în acest moment este seara, când Venus este lângă mine și în pătuțul ei și când Siena, bine, în ultima perioadă a vrut să doarmă și singurică. Că e și vârsta. Da. Are nevoie de intimitate, să înțelegem. Da, să ne amintim cum am fost și noi atunci și să nu mai judecăm, spun. Și să știu că Siena este, că ești eu lângă mine în pat sau la ea în cameră. Faptul că a mai trecut o zi în care am reușit să smulg zâmbete fetițelor mele și să le știu că ele dorm. Vezi, am emoții, chiar mă copreșește subiectul ăsta. Și la fel... ele, că nici nu știu ele câtă bucurie pot aduce mie și câtă putere pot da și cât de mult îmi împlinesc viața, habar nu au ele. Oricât le explic eu în cuvinte, le explic în cuvinte și le spun non-stop. La noi în casă se aude minimum de 200 de ori, te iubesc, te iubesc. Mami. Da. Eram sigură. Da. Și Siena, care este raportul relației dintre ea și Venus? Venus este tare drăgălașă și tare lipicioasă și când are câte un interes, știe să și-l atingă indiferent de mod. Și de cele mai multe ori o strigă pe Siena în casă și Siena fiind având teme că și suntem în clasa a 7-a și o strigă până când Siena coboară de la ea din cameră și aleargă spre ea să o ia în brațe. Sau seara la culcare, la fel, simte nevoia să fie drăgălită de surioara ei mai mare. Sau, eu știu, dacă are senzația că Siena a venit de la școală și nu i-a acordat prea multă atenție, se duce efectiv la ea, îi spune Coco și ea așa de picioare și bineînțeles că Siena se topește și... eu, ca privitor, sunt copleșită, topită. Dar Siena nu ți-a reproșat niciodată că ești mai afectuoasă cu Venus în perioada asta a vieții ei decât ai fost cu ea? Că ăsta fiind și regretul tău de care ai menționat. Nu sunt mai afectuoasă cu Venus decât am fost cu ea. Sau mai prezentă decât, mai prezentă. Siena a înțeles destul de bine ce se întâmpla în viața noastră în acea perioadă. Era un moment în care Siena era cu mine și cu tatăl ei, cu Traian, în America și atunci eram departe de bunici. Pe de altă parte, erau momente pe care le petrecea cu bunicii și mami și tati erau mai departe sau erau momente în care mami, eu știu, avea concerte sau avea treabă și mai pleca 2-3 zile sau mai erau momente în care Siena era cu mine și bunica era la ea acasă. Practic, ea așa a crescut. Ea a crescut și în America, a crescut și în România. Prima ei limba a fost limba engleză. Siena și astăzi gândește în engleză și eventual traduce în limba română. De asta de multe ori unele expresii ale ei nu sunt atât de corecte. Da. Dar am înțeles și în ceea ce mă privește încerc să fiu la fel cu amândouă și să le împart amândurora aceeași iubire și am explicat, bineînțeles, că în această perioadă Venus are un pic mai multă nevoie de mine pentru că e bebeluș. Chiar dacă Venus e fetița care știe ce are de făcut de dimineață până seara. Da. Ce greșeli nu ai vrea să repete fiicele tale din experiența ta de viață? Mi-aș dori să-și aleagă bine oamenii din jurul lor. Mi-aș dori, mă amuză un pic ideea asta că mi-aș dori, pentru că oricum totul decurge în direcția în care trebuie să decurgă. Oricum fiecare dintre noi, oricât ne-am considerat de inteligenți sau de stăpâni pe viețile noastre, suntem de fapt într-un parcurs, iar deznodământul este așa cum trebuie să fie. Repet, consider că, într-un final, noi trebuie să ajungem cea mai bună variantă a noastră. Da, ca mamă mi-ar plăcea să știu că pot eu să le țin așa sub aripa mea protectoare și să le feresc de toate răutățile sau toate greutățile, dar
și ele au un drum de parcurs, fiecare la rândul ei. Bineînțeles că vor avea și clipe fericite, vor avea și momente mai puțin fericite, vor trece și prin lecții de viață. Asta e realitatea. Nu putem noi controla totul și atunci mă rog în permanență la Dumnezeu pentru sănătatea lor și pentru sănătatea mea și pentru a fi eu lângă ele cât mai mult timp, cât mai mult timp. Cred că orice copil are nevoie de părinți. Sunt de acord. Necondiționat și indiferent de vârstă. Spusesem mai devreme că tu ai pozat în Playboy, ai două fetițe. Cum ai reacționat dacă una dintre ele la un moment dat îți va spune: mami, o să pozez într-o revistă pentru Nu adulți. Mai e revista în România. Nu mai este, dar... Nu știu, în America. Uite, Siena, în America exact. Mai e? Nu știu sigur, nu știu sigur. Vezi, și atunci de ce să ne gândim ce s-ar putea întâmpla? Dar ipotetic. Ipotetic vorbind, îmi doresc ca fetițele mele să aibă încredere în mine, indiferent de orice, și mai ales în momentele pe care ele le vor considera un pic mai dificile, să îmi dea Dumnezeu înțelepciunea să pot să fiu pentru ele prima persoană cu care își doresc să vorbească. Un răspuns foarte bun. Da. Cum mă rog, vezi? De mulți ani să fiu așa. Și Siena cât de des îl vede pe Traian? Siena îl vede pentru că mergem în America în vacanțe, în general, iar Traian vine, a venit în România de ziua ei, am sărbat toți patru ziua de naștere, a fost foarte frumos, vorbește, ținem legătura cu Traian, vorbim odată la 2-3 zile, e în continuare unul dintre oamenii mei de bază și unul dintre cei mai buni oameni din viața mea. Deci s-a rămas prieten da. Și după divorț. Da. O relație frumoasă. Da, chiar o relație frumoasă. Mulțumim frumos, Andreea Antonescu, că ai fost alături de noi. Chiar am descoperit o femeie înțeleaptă, exact cum am zis la început. Ai văzut că nu am zis degeaba la început. Știam ce va urma și mulțumesc. Ai fost extrem de onestă, cum ești tu de obicei. Și exact cum îți ziceam și la început, într-o lume atât de superficială, avem nevoie de oameni umani. Dacă am înțelege că a fi uman este benefic nouă, și este despre creșterea și evoluția noastră dincolo de șabloane și de ce se cere și de strategii și de a atrage atenția, indiferent de orice, cred că fiecare dintre noi am adormit mult mai liniștit seara când am pune capul pe pernă. Iar pentru mine e foarte important.